studenților universității 1 decembrie 1918 Alba Iulia a căpătat în sfârșit statut legal. Scopul asociației le reprezintă creșterea prestigiului universității și promovarea imaginii și a realizării absolvenților. Primele inițiative ale constituirii unui grup al absolvenților Universității Alba Iuliene s-au concretizat în anul 2004, iar 4 ani mai târziu, prin contribuția conferențiarului universitar Laura Stanciu, a apărut ideea înființării unei asociații. Cu toate acestea, abia începând din 30 ianuarie 2012, asociația alumnii este legal constituită. Dacă ar fi să menționez câteva obiective, se referă la creșterea prestigiului universității 1 decembrie 1918 Alba Iulia, strângerea legăturilor între absolvenți și furnizarea de servicii către aceștia, promovarea imaginii universității și a absolvenților săi, sprijinirea îmbunătățirii continue a învățământului superior de stat Alba Iulian, a cercetării științifice, precum și orientarea acestora către nevoile reale ale economiei și societății. Nu în ultimul rând, sprijinirea și consilierea viitorilor absolvenți ai Universității 1 decembrie 1918 Alba Iulian. Asociația alumnii dorește o implicare în cât mai multe proiecte, precum și atragerea finanțărilor europene. Astfel, prin acțiunea Săptămâna Carierei, în colaborare cu Liga Studenților, asociația are în vedere sprijinirea viitorilor absolvenți de a se integra pe piața muncii. În perioada următoare, absolvenții Universității 1 decembrie 1918 pot deveni membri ai asociației. Prima ședință de Consiliu Director a decis ca aderarea la Asociația Absolvenților Universității 1 decembrie să se facă prin o adeziune firește, diploma de absolvire și plata cotizației de 10 lei. Mai multe informații despre Asociația Absolvenților din cadrul Universității Alba Iuliene puteți obține consultând pagina de internet a instituției la adresa www.uab.alumni.ro, dar și prin rețelele de socializare.